dori în acest moment să fie pe plajă la mare. Ok, perfect. Poți te arată de drumul la mânătie? M-am gândit să aducem marea la noi dacă nu putem noi să fim astăzi de acolo. Doresc și eu, ca în majoritatea discursurilor de mai devreme, să vă spun o mică poveste. O poveste pe care am auzit-o prima dată când eram mică și pe parcursul anilor am descoperit oameni care mi-au reamintit frumusețea acestei povești. Se spune că la un moment dat un bătrânel mergea pe plajă după o foarte puternică furtună. E mai bine așa? După o foarte puternică furtună pe mare și din când în când se oprea, culegea câte o stea de mare șoată, i-am adus propria mea stea de mare și o privează în bilduri, iar apoi o arunca în mare. Paul, dar nu în acest moment ești mare să te văd cu mânuți. O arunca în mare. La un moment dat, un tânăr se apropie de el și îl întreabă. Bătrâne, vezi tu toate stelele astea de mare care sunt eșuate? Niciodată nu o să poți să le salvezi pe toate. Dar bătrânul se uită la toate acele stele de mare care îl așteptau și îi răspunde. Probabil nu o să poți niciodată să le salvezi pe toate. Dar pentru această stea, pentru ea, acțiunile mele contează. Pe ea, tocmai am salvat. În oadă, Paul. Pentru mine, povestea aceasta are două semnificații. Pe de-o parte, este această foarte interesantă conversație între bunătatea înțelepciunii și neliniștea, nerăbdarea tinereții. Este o poveste despre a învăța, în special generațiile tinere, că acțiunile noastre contează. Acțiunile și cuvintele noastre contează. Ceea ce spunem și facem, chiar poate schimba lumea. Cuvintele noastre pot să ajungă în întreaga lume. Trăim într-o lume a internetului, într-o lume a informației, într-o lume în care cuvintele noastre pot fi văzute, auzite sau citite în orice colț al lumii. America, Suedia, Rusia, Germania, Letonia, oriunde în lumea asta, putem să schimbăm lumea, să schimbăm acel colț. Ceea ce spunem contează cu adevărat. Cea de-a doua chestiune este, cea de-a doua semnificație pe care le dau eu acestei povestiri este legată de aceste frumuseți, de aceste mici stele de mare și este, de fapt, povestea noastră. Pentru că fiecare, la un moment dat în viață, a fost astfel de stea de mare. Fiecare am întâlnit cel puțin o furtună mai puternică sau mai puțin puternică, care aproape ne-a determinat să ieșim. Și întotdeauna a fost cineva acolo. Cineva care ne-a spus că putem mai mult. E de acord cu mine. Bezcăruși. A fost întotdeauna cineva acolo care să ne spună că totul va fi bine. S-a fost și simplu ne-a zâmbit. Nici măcar n-a fost nevoie de cuvinte. Așa că, dacă îmi permiteți, aș dori să facem un mic exercițiu. Și eu, cum a făcut și Dragoș. Exercițiul meu presupune să donăm fiecare între 5 și 15 eurocenți, atât că este costul minim, respectiv maxim, din rețelele de telefonie mobilă din România, și să dăm un mesaj. Un mesaj în care să spunem mulțumesc. Sau mulțumesc că mi-ai zâmbit astăzi. Ori mulțumesc că acum câteva săptămâni eram supărată, ai vorbit cu mine. Sau în anul care a trecut, mi-ai demonstrat că sunt puternic. Câteva dintre mulțumirile mele. Așa că avem la dispoziție
fie un minut și jumătate, să trimitem un astfel de mesaj. Înainte să încep, este cineva care nu are telefon mobil? Perfect, nu trebuie să dau teme pentru asta. Ok, și eu o să trimit un astfel de mesaj. Alex, promis să nu mă mișc din acest loc, așa că te rog și tu să lași camera să dai un mesaj. Liviu, la fel, lasă aparatul foto, dă mesaj. Paul, tu continuă să noți. Primarea de mesaj. Primarea de mesaj, cum a spus. Să vedem frumusețea lucrurilor mici. Să
Ne bucurăm de orașul în care trăim, deși uneori e mult, mult greu. Să ne bucurăm de toate lucrurile bune și de lucrurile mai puțin bune. Iar eu astăzi, teoretic, ar trebui să mă bucur că chiar mi s-au închis ușile de la metrou în față. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu că există. Însă aș dori să mai adaug o chestiune în această listă. Una vine după ce am văzut discursul lui Paul Avram, de acum două ore, în care a spus, în fiecare zi, ar trebui să-i mulțumim Domnului nostru pentru tot ceea ce face pentru noi. Și, teoretic, ar trebui să fie la loc de mare cinste această listă, această mulțumire. Iar cea de-a 12-a chestiune ar fi să încercăm astăzi și în fiecare zi a vieții noastre să fim bătrânii din poveste și să încercăm să salvăm cât mai multe stele de mare și să încercăm să învățăm și pe ceilalți să facă același lucru. Vă mulțumesc și fiți bătrânii din poveste!